Acțiuni de igienizare pe DN2, tronsonul Dermănești, Siret din județul Suceava. După ce șoferii ucraineni care tranzitează această rută au aruncat tone de deșeuri pe marginea drumului. Înainte de Crăciun au fost strânse 12 tone, iar ieri alte 10. Acțiunea va continua până la finele săptămânii viitoare, atât cât vremea o va permite. Și participă angajației primărilor din Siret, Grănicești și de la secția de drumuri naționale Suceava. În paralel pe drumul european E85 spre Siret se refac acostamentele distruse după staționarea coloanelor de tiruri. Majoritatea în, matriculate în Înainte de sărbători, aproape 1000 de tiruri așteptau pe sensul de ieșire din Vama Siret, cozile de autotrenuri atingând zilnic în jur de 20 de kilometri.